Băi, ce te uiți? Dă un like acolo. Hai, pune un like repede. Dacă facem 10.000 de like-uri, o să fac o zi din viața unui șobolan. Adică o zi din viața mea, da? Așa. Mă mușcă dacă pune. Te mușcă prinăuntru, așa, prin bagă nasul, uite. Uite cum bagă nasul, ce fa fată. Ia uite-o, ia uite-o aici obraznică. Nu m-am mușcat, dar nu m-a durut. Nu te-a durut, nu? Da. Întrebați foarte mulți dintre voi ce mai fac șobolanii când mai filmez pui de șobolan, update, dacă mai trăiesc, dacă i-a mâncat, dacă nu i-a mâncat, că nu i-a mai filmat de 2 săptămâni de la început. Da, tati, tati. Așa, salut aici, a zis să dea un like de început. Mare like, multe like-uri pentru video de azi, că mi-ați cerut video cu update la șobolani. Gata, tati, stai așa, că ne băgăm aici cu nasul în cadru. Uite, se bagă șobolanca cu nasul. Ce fa, băi? Pentru cei care nu știu și poate e prima oară când sunt abonați sau când nu sunt abonați, se uită la mine pe canal, vă rog să vă abonați pentru că postez foarte multe clipuri și cu animale, care mai de care mai ciudate pentru unii, dar pentru mine, pentru noi, crescătorii sunt ceva normal, să zic așa. Așadar... Am o femelă de șobolan, bine, nu doar femela, am și masculul care e în spate, dar aici avem o femeluță care a făcut pui pentru a doua oară. Prima dată mi-a făcut 17 pui, am mâncat vreo 10 și vreo 7 i-am găsit morți și i-am pus la congelat pentru șarpe, pentru că eu cresc și șerpi, tot ca animale de companie, bine, am doar 2. Tati, da, tati. Am prieten care crește. Ce am un prieten? Care, a, da, am un prieten care crește animale. Și cum îl cheamă? Mai știi? Cum îl cheamă? Ia, stai, vino, vino și spune. Nu știi, ai uitat? Da. Am mai mulți prieteni care cresc animale. Așa. Da. Bun. Și după cum spuneam, prima dată mi-a mâncat pui. Da, așa au fost la prima fătare. Ia pune mâna aici. Să pun mâna acolo ca să mă muște spre... Nu vreau, lasă. Nici te nu cap... mușcă tare. Tăi, puțin tot te mușcă, te capsează, tati. Dacă da. Femela e puțin mai agresivă, puțin foarte tati. Agresivă când are pui. Da, tati? Dacă am pus mâna aici, mă mușcă. Da. Hai să verificăm cuibul, să vedeți și voi. Eu știu care e situația înăuntru. A avut 7 pui și în continuare are, deci dacă bagi mâna așa, ea te mușcă. Nu tare, dar te mușcă. Uitați-vă cum și-a făcut aici o gaură. Ia uite și puișorii acolo. Se bagă la țâță, fiți atenți cum alăptează. Ia uite. Ia uitați aici. Pui de șobolan. Sunt lungi puțin. Sunt puțin lungi? Ce faci, fată? Da? Să vedeți și ce culori frumoase au, evoluția lor. Da, se bagă în cadru, ia uite. Ia uite cum suge la țiță. Haide, fată, hai să te scot. Dai, vină încoace. De obicei o scot că mă mușcă. Dacă vreau să bag mâna aici, vine imediat și mă atacă. Hai că s-a dus în colțul ăla. E curioasă și ea. Așa, avem aici cuibul cu puișorii. A venit, m-a văzut, da? Așa. Avem aici 7 din 7. Eu am verificat cuibul a doua zi, deci nu știu dacă a făcut mai mult de 7, dar când am verificat eu prima dată la 24 de ore după, a făcut 7 și în continuare are 7 pui. Ea a crescut foarte bine, foarte frumos și pe toți. Ia uite, mă mușcă. Dar nu te mușcă tare, așa, doar te încearcă puțin. Deci doar te amenință așa, știi, dar nu e deloc dureros. Doar așa, încet, încet, uite. Încet, încet. Dar dacă mă împucă de buricul degetului, o să mă doare. Hai, nu de buricul degetului, că acolo mă doare, fate. Știu că ea vrea doar așa, să zică, băi, lasă-mi pui în pace. Sunt șobolan de companie. Hai să scot femeia să vă arăt mai bine întâi. Dau aici. Da, o dau jos. Da? Este o femeie foarte frumoasă. Ce a urzit? Da? Foarte inteligenți acești șobolani. Hai să vedem și... Stai, mă, că se agață de asta. Uitați-vă la țățiștile ei. Câte rânduri are, mă, că nici nu știu, sincer. Una, două, trei. Are... Dar uite ce distanțate sunt celelalte. 10, câte are? Vă imaginați că dacă faceți câte 17-20 de pui, data trecută a avut 17 și au fost foarte mici, mici, mici și n-au rezistat decât câteva zile. Nu i-a crescut, nu le-a făcut... Nu știu ce s-a întâmplat. Au tot aici în camera asta au fost puși... Hai că te pun la loc. De ce chiță e? Hai, te pun aici și vreau să scot pui. Hai să scoatem puișorii. Deci neapărat acolo un mare like pentru acești puișori.
Am să văd dacă pot să-i scot pe toți. Că să nu cadă, să nu fugă, că s-ar putea să fugă. Ia uitați pui de șobolan. Șobolănei, uite, acum cât un șoricel, să zic așa, da. Scăt niște șoricei, uite, tati, vezi? Da, trebuie să am grijă să nu plece. Hai, ia și tu unul. Care-ți plac? Mai sunt. Care e cel mai frumos, tati? Ăsta. Ăla? Negru. Ce culoare? Da, e mai negru, așa e. Da, asta se face, uite ce botic are. Are negru și alb. Da, e negru și alb, exact. Un maro, tati, nu e chiar negru. Dar de ce am mai făcut? Mai sunt acolo, tati, sunt 7 în total. Ăsta, uite, asta seamănă... Ăsta nu te mușcă. Nu te mușcă ăștia, tati. Ăsta e un fel de husky, cred că e culoarea. Nu știu dacă e chiar husky. Nu mă pice foarte bine. Uite, vrea maica-sa să-i... Da. Ăsta seamănă cu maica-sa. Uite, tot așa are dunga. Toți sunt... ăștia sunt un fel de cenușiu, așa. Ăștia doi sunt mai cenușii. Ăsta e singurul mai închis care duce spre taicăsul. Dar e un maro așa. Cred că se face blu, albastru, nu știu sigur. Ăsta e galben ca maica-sa. Și stai așa că mai sunt încă trei acolo. Care e tot așa, unul galben. Uite ce frumos e ăsta. Da, așa, tati. Uite și ăsta e foarte frumos, seamănă cu ăsta, sunt identici. Încă unul, stai așa că îi scoatem imediat. Numai că stați să ridic asta. Stai să ridic asta cu totul. Acum scăt niște șoricei. Exact de mărimea șoriceilor. Da. Vrei tu să o ridici? Hai. Stai așa, că îi punem la loc. Așa. Uite cum nu a scurs. Sunt 7, tati. Așa-i. Ia uite, așa. Hai să umblăm la cuib aici. Uite și pe ăștia. Uite ce frumos e ăsta așa. Are dunga mai completă. Și era unul, din ce am văzut eu, care avea ochiul puțin lipit. Sau nu știu, n-are ochiul. De vreo 3 zile, 4 zile maxim și-au deschis ochii. Au cam 2 săptămâni astăzi. Sau au 14-15 zile, acum nu mai știu exact. Ia să-l văd pe ăsta. E un ochior. Măi, nu m-a mai mușcat, fată. Deci mă atac așa într-un fel. Deci încearcă să se ascundă acum. Care e la ochiorul? E unul mai prăpădit, să zic așa. Ia uite-l, ce simpatic. Dar nu focusează bine. Așa. Ia uite ce frumoși sunt. Sunt foarte frumoși. Nu se sperie deloc. Mai ales că dacă pun mâna pe ei și se obișnuiesc așa. Măi, care e la? Uite ăsta. E unul care are ochiul lipit. Uitați-l, mititea lui, mai chior așa, nu știu ce are. Deci, ori e lipit, ori n-are decât un singur ochi. Nu știu care e treaba, dar ca și mărimea e exact cât ceilalți, așa. Da, 7 pui, 7 șobolănei, foarte simpatici. În mod normal ei se iau de coadă, dar nu fac absolut nimic. Deci, indiferent că iau femeia de coadă, nu se întâmplă absolut nimic. Da. Merge. Deci au undeva la 2 săptămâni acum. Să vedeți femeia dacă pun unul așa și pe ăștia nu-l mai găsește, începe să-l care. Îl ia și îl care, dar acum nu cred că o să-l care. Da. Se adună ei grămadă. Hey! Da. S-a băgat pe dedes. Da, și vine în partea asta altă. Le face ea cuibul frumos. Asta e interesant că e culoarea mai închisă. Seamănă cu taicăsul. Taticul țin separat pentru că dacă l-aș lăsa aici vrea să monteze, vă dați seama ce vrea să facă, să curteze și să monteze din nou femela și aș risca să o omoare pui ăștia, deci nu vreau să fac asta. Pui trebuie să stea cu mama, din ce am înțeles, până la vârsta de o lună jumate, poate maxim 2 luni, dar cam o lună jumate minim. Și după aia devin independenți, adică o să-i mut din acest cuib. Și tot la vârsta aia pot să-i și vând. Îi dau ca animale de companie. Cei care sunt interesați, deja am vorbit cu vreo 2 persoane. Îmi puteți scrie pe Instagram sau pe e-mail și vorbi mai multe detalii. Nu pot să trimit animăluțele prin țară, că n-am transport, dar cei care sunt din zona mea și doresc ca și animal de companie un șobolan, care este un animal foarte inteligent. Și ăștia nu miros, nu sunt ca cei de pe afară, șoarci sau șobolanele care miros, nu. Pentru că ăsta îl ții într-un mediu curat, în casă, te joci cu el, poți să-l scoți pe afară fără nicio problemă. Da, tati? Ce s-a întâmplat? Aici am masculul.
Ia uite, așteaptă să iasă. Deasupra am un șerpișor, pentru cei care nu știu. Aici am un șarpe mai mic. N-am să fac alte videouri cu el. V-am mai arătat oricum. Aici l-am pe Blue, care e mult mai mare decât femela. E cam cât pumnul meu. Hai, puțin mai mare să zic decât pumnul. Ăsta nu mușcă deloc. Niciodată nu m-a mușcat. E un animal super inteligent. După cum se poate observa, are culoarea... Au, ce fel de atârnă? Ouțele pe jos. Acolo e axolotul. Un alt animăluț pe care poate unii îl știți sau alții nu știți. Un amfibian, un animal ceva mai deosebit, care trăiește doar în apă. Da, ăsta este Blue. Primul meu mascul de șobolan cu care am început să am această pasiune, să zic așa. Îl pun pe jos, tati. Da. Aici am un dihor, Mortus, împăiatus. Așa l-am cumpărat, nu l-am prins eu. Dar comparație, deci un dihor față de un șobolan, cam cât e de mare. Și ăsta a fost cândva viu. Dar eu nu țin animalele acestea ca să le împăiez sau să le dau, nu știu, să le omor, nu, le țin ca animale de companie, îmi plac, deci sunt niște animale frumoase, deosebite, uitați-l ce simpatic e, da? Acolo e femeluța, dar uite, dacă pun aici, să nu te muște, băi, de picioare, îl atacă, vrea să-l atace, pentru că simte că dacă vine, vă dați seama că are puii pe care trebuie să-i apere, da, ăsta este Blue, șobolănelul meu de companie. Și ce faci, mă, vrei să intri în cameră? E foarte, foarte curios, foarte blând. Dacă îl pun pe jos, nu va fugi, nu va încerca să facă nicio mișcare suspectă, să zic așa. Lasă-l, tate, că s-a dus la brăduțul meu cu cadouri acolo de Revelion, să zic așa. Sunt artificii, tate. Da? Hai, Blue, vin la tata. Stai mai în cadrul ăsta, că nu pot să merg chiar după tine acum prin toată camera. Dar observați că nu fuge. Uite o muscă. Prinde musca. Vânează musca. O muscă. Da. Ia uite, e foarte curios. Da. Deci e foarte inteligent. Pot să dresez un șobolan pentru cei care nu știu. Pot să facă multe lucruri. Doar că trebuie să te ocupi de el. Eu nu mă ocup chiar așa de bine, să zic, n-am atât de mult timp, dar îmi petrec zilnic timp cu animăluțele mele. Da? Foarte, foarte frumoși șobolanii. Este ca un fel de, nu știu să zic, ca un cățel. Este al doilea animal, din ce am înțeles, inteligent, mai inteligent din rangul animalic după câine. Deci câinele ar fi principalul și șobolanul al doilea. Se adaptează foarte ușor, de asta se înmulțesc și atât de repede, pentru că știu să-și caute locuri bune și na, să se ferească. Da. Deci pentru cei care sunt doritori de un astfel de animăluț, după ce mai cresc pui, eu o să pot să ofer din ei. Da. Deși dedesubt am un șarpe, am alți șoarici pe care iau de la Alex, de la fot Alexandru, care este crescător de rozătoare, și el, de la el îmi iau hrana pentru șerpi. Când am avut pui de la ea și au murit ăia, i-am pus și pe ea, bineînțeles, i-am congelat pentru șerpișorul ăla mai mic. Da, frate, da, băiat, ia zi. A, și ce mănâncă, dacă vă întrebați ce mănâncă, mănâncă mâncare de căței. Asta e mâncarea lor. Ia, tati. Poftim. Ți-o las aici. Bine, că el are acolo un cutia lui mâncare. Acum n-are chef de... Uite, i-a mirosit. Și pe lângă asta le mai dau și câte o bucățică de măr, de morcov. Le mai dau mâncare, diferite legume sau fructe. Mănâncă și cereale, bineînțeles. Dar mâncarea de căței conține foarte multe. Și... Ia uite, s-a băgat direct. Asta-i? Da, o să-l pun la loc. Cam asta e treaba cu șobolăneii mei de companie. Am o singură pereche, o să mai păstrez de acolo cel puțin un pui, să văd pe altă culoare, pentru că îmi plac. Iar pe restul o să-i dau. Mascul, femelă, ce dorește fiecare. Nu știu, nici nu știu ce sunt puii aia, ce sex au încă, dar o să-i verific la un moment dat. Da? No, cam ăsta ar fi videoclipul cu aceste animăluțe. Știu că m-ați întrebat foarte mulți și să vă mai filmez
pui de șobolan. Au crescut, vedeți că sunt bine toți, deci femeia este ok. Prima fătare a fost un eșec din cauza că pur și simplu, na, așa se mai întâmplă să fie și la ei. Dar acum duce pui bine, după ce îi crește pe aia o să o dau din nou la muntă. Adică o să facem o altă serie de puișori, să vedem. Ia uite, se curăță. Te curezi, tati? Mm? Sunt foarte curați, nu miros, atâta timp cât le schimbi talajul regulat, le pui și niște paie, ei își curăță blănița. Bineînțeles că dacă îl lași prin casă și vrei să te joci cu el, o să facă caca și pipi când are chef, dar na, asta e partea a doua. Ia uite ce inteligente, vrea să știe să și înoate, dar nu-l pun aici că nu vreau să-i murdăresc capa domnului Axel. I-am dat și lui ăsta mâncărică dimineață, a mâncat tot, imediat. Da. Niște animale deosebite, inteligente, blânde, atâta timp cât îl înveți de mic și se obișnuiește cu tine. Deja masculul ăsta eu l-am de vreo 8 luni, nici nu mai știu sincer. Cred că de vreo 7-8 luni aproximativ. Are aproape un an ca și vârstă. Era pui când l-am luat, avea maxim 3 luni. Deci are până în vârsta de un an. No. Și femeia e mai mică puțin, are vreo 10 luni, nu știu exact cât. Uite cum ronță e acolo și ea. Da, unde-i pleca mister? Prin spate, vezi să nu-mi rozi vreun cablu, că nu n-am chef să faci pagubă sau să scurci circuitezi ceva pe aici. Nu trebuie să lăsați nici singuri, dar când ești tu poți să-l iei și să-l lași liber. Bun, cam ăsta a fost videoclipul, zi, dați un like acolo, da? Hai, pune like-ul. Ne vedem data viitoare la următorul video, dragi prieteni. Pa, pa, nu uitați să vă abonați.